româncă plecată în concediu în Grecia s-a arătat total nemulțumită de condițiile de acolo, după ce și-a făcut o rezervare la un hotel de 4 stele și a mers să ceară banii înapoi, vrând să plece după numai câteva zile. Conform Antena3.ro, românca povestește că și-a rezervat o vacanță în Creta încă din luna februarie, iar când a ajuns la hotel, condițiile erau sub orice critică. În plus, nici nu se putea odihni din cauza gălăgiei. La hotelul de 4 stele, mai spune turista, asta a făcut-o să meargă să ceară banii înapoi, pentru că se gândea să plece de acolo, susține femeia. Avem următoarea situație, suntem de 2 nopți în Creta, iar la hotelul de 4 stele pe care l-am plătit 100% încă din februarie, nu mai vrem să stăm. Nu ne putem odihni din cauza gălăgiei, ușa de la intrare e de formă, se aude absolut tot ce se întâmplă pe hol. Baia este de 2 metri pătrați, mereu plină de apă pe jos, iar la baie nu avem chiuvetă. Aceasta e într-unul din dormitoare, e prima dată când văd asta și e foarte deranjant de folosit când cineva doarme, a scris ea. Atunci, românca a mers la recepția hotelului și a spus oful și a explicat că vrea să plece, cerând și restituirea banilor pentru cele 4 zile rămase și deja plătite. Am comunicat managerului aceste aspecte și ne-a spus că este fully booked și că nu se poate schimba camera, mai vedem zilele următoare ce se întâmplă, poate nu vine cineva și ne poate da o altă cameră. Ideea este că noi vrem să ne mutăm oricum într-un alt hotel, știe cineva prin ce minune am putea recupera restul de 4 nopți de cazare ce vor rămâne nefolosite. 4 stele, 120 de euro, a mai scris femeia. Aceasta și-a recuperat banii și s-a mutat la un alt hotel. Ulterior, situația s-a rezolvat, după o altă discuție. Spune turista româncă, managerul le-a restituit banii pentru cele 4 nopți rămase, iar turiștii s-au mutat într-un alt hotel.